cel mai greu este să-ți depășești limitele. Cred că cel mai greu este să îți ieși din zona de confort. Aproape că am zis că s-o scot acum la o cină romantică, pentru că după aia... Pentru că închis tot și n-am de unde se plătesc. Ce azi, dacă tot închis tot, să mă scoate la o cină romantică, da. La tonomat. Mi-am găsit motiv ca să n-am ce să plătesc. Deci da, am început. Gata, ne-am îmbarcat. Cine credeți că stă lângă mine? Șeful e. Nu mai scarte, niciodată, mă zic. E, faimoșii, sunteți aici? Nu! Da, nu sunt. Doar unii sunt faimoși, că de-aia n-au reacționat. Niciunul nu-i faimos de asta. Da, exact. Mă rog, Orin, dacă... Ea e singura muncit. Faimoasă. Lollipop. Ați văzut-o în filmarea cu Lollipop, cum face cu buzele? Abia aștept să dorm, să-mi pun dopul de urechi, să nu mai aud pe nimeni. Nu, nu o să doarmă, vă zic. Hai, ne vedem la televizor. Cine ține cu mine? De 10 ani de zile sunt cunoscută în peste 60 de țări și am peste 10 number one-uri peste tot, dar nu știu cu adevărat cine sunt eu până când n-o să trec de această competiție și până când n-o să învăț cu adevărat să vă accept pe toți, să vă iubesc așa cum sunteți și pe mine la fel. Înainte cu Dumnezeu! Alexandra încă nu a ajuns, însă acum, în trei pași, va fi și ea. Cad, mare un singur cup. Echipa războinicilor se pregătește. Alexandra Stan își culege săptășia Andreea. A treia aruncare ratează Alexandra Stan. Lovește și trântește Alexandra Stan primele trei cuburi. Mare un singur cup, Andreea de la războinici. Lovește masa. Aruncă și lovește Alexandra Stan. Trei cuburi, mare trei cuburi. Lovește! Incredibil! Câștigă Alexandra Stan. No, I'm not okay. I'm not okay, but I have to do it. 3, 2, 1! Pornesc ambele fete! Alunecă Marilena, alunecă și Alexandra Stan, care își înfinge frica de înălțime, cad în piscină amândouă și înoată! Înoată și Marilena și Alexandra Stan! Bravo! Se opintesc ambele echipe. Alexandra Stan împinge și Simona se echilibrează la fel și Roxana, un pic mai controlat, Roxana Ghiță pentru războinici și Maria. Depășesc problemele atât Simona Ghiță cât și Alexandra Stan. Împing practic în același moment, urcă pe ultima rampă mobilă, după care ajung cu un mic avans în față, războinicele, Roxana Ghiță. A băgat și Alexandra Stan, primul pe Alexandra Stan, dar iată, se prinde de tiroliană, alunecă și cade și ea. Va lovi marginea săculețului de plasă, Andreea, pentru războinici. A ajuns și Alexandra Stan pentru a arunca. Își pregătește trei mingi Alexandra Stan. Andreea aruncă Alexandra și introduce prima minge pentru echipa faimoșilor. O minge introdusă pentru faimoși, niciuna pentru războinici. O minge introdusă pentru faimoși și cea de-a doua minge, niciuna pentru războinici. Aruncă puternic Andreea pe deasupra moriștii și ratează. O nouă aruncare și o nouă aruncare și o nouă minge introduse pentru faimoși. Aruncă și introduce cea de-a patra minge, Alexandra Stan. Scorul devine 5-3 pentru echipa războinicilor. Punct adus de Alexandra Stan. Jur, v-am auzit pe toți. Ai auzit asta? Da, și m-a super ajutat. Bravo, ziceam că ai timp și ala. Da, deci vă mulțumesc mult. Bravo, bravo. De echipă, veniți puțin în coace. Hai, ce-am ieșit. Danu, Alexandra Stan. Alexandra, tu ai spus că o să te descurci pe traseu. Ai reușit, iată, să-ți învingi frica în fața tirolienei. Ai trecut proba. Ai adus un punct pentru echipa ta. De ce ați pierdut? Da, incredibil că am reușit să sar pe tiroliană, cu toate că am ezitat o secundă. Cel mai mult mă bucură faptul, nu că am adus un punct, bine, și că am adus un punct, dar mă bucură faptul că i-am auzit
pe tot parcursul finalului probei, pe colegii mei, cum țipau, și m-au super încărcat de energie și m-au ajutat foarte mult. Deci chiar sincer, m-au ajutat enorm de mult și vă mulțumesc din suflet. Și am simțit că chiar suntem, indiferent și ne mâncați, suntem bine, cum zice Costi, suntem forță. Și cred că de asta am și reușit să aduc un punct. M-am concentrat și pentru că poate Dea nu stă atât de bine la capitolul îndemânare, ca să fiu sinceră cu totul. Cred că, așa cum a zis și Cătălin, poate că, nu știu, n-am fost destul de motivat la această probă, dar nu contează, mai ține și de noroc. Unele probe le câștigăm noi, unele ei, dar cu siguranță noi întotdeauna ne întoarcem, așa cum am demonstrat, și câștigăm probele care sunt cele mai importante. Mulțumesc, mulțumesc. Bravo. Alexandra Stan.